Am revenit, doamnelor și domnilor, în platou pentru ultima parte a emisiunii Raportul de Seară. Alături de mine se află domnii Dan Cadariu, senator PNL de Suceava, Ionel Vasiliu, desemnat candidat din partea Partidului Național Liberal pentru funcția de primar al municipiului Fălticeni și Cristi Gogu Constantin, desemnat candidat PNL pentru funcția de primar al comunei Baia. Domnul Vasiliu, știți cum e? Haideți să nu uităm de ce ne-am mai întâlnit. Ce v-ați propune? Vă propuneți, în linii mari, nu dezbatem acum în detaliu, dar de Sigur. unde ați începe? Sigur, foarte simplu, exceptând problemele care țin de normalitate, Da. de cele de administrația locală de zi cu zi, da? De cheltuielile a banului public, prioritar și eu vă spun foarte sincer, ca și importanță, nu ca și timp alocați, trebuie să fie centura Fălticeniului. Noi avem o problemă destul de mare în ceea ce privește fluidizarea traficului. Vreau să vă spun și mă repet de data aceasta, zilnic tranzitează Fălticeniu în jur la 500 de autocamioane. Acesta este un disconfort major pentru cetățeni. De aceea vreau ca centura Fălticeniului, pentru că Fălticeniu a rămas în ultimele 5 orașe din România cu centura pe centru, trebuie construită o centură și asta va fluidiza și va aerisi foarte mult orașul. Și apoi poți intra în oraș și începe construcția pe parcări, fie ele subterane sau supraterane, pe alocarea unor spații moarte către parcare sau către alte destinații. Asta este prioritar, este un proiect prioritar pe care vreau să-l abordez de la începutul mandatului, dacă va da Dumnezeu. Un al doilea mare proiect, și asta ține foarte mult de normalitate, pentru că am avut anul trecut o campanie ce folosea acest termen, rețeaua de apă, canal și asfalt pentru fiecare cetățean. Sunt drumuri în Fălticeni și ne aflăm în secolul 21 care nu au asfalt, nu au rețea apă canal, nu au de multe ori nici telefonie. Vă dați seama, sau fibră optică. Suntem în secolul 21, aceste lucruri nu mai pot exista. În alte primării din țara asta se vorbește de digitalizare, iar noi nu avem fibră optică pe la porți. Ce să mai viseze omul la canalizare sau o fosă septică sau nu știu ce sprijin din partea administrației locale? Astea există astăzi în Fălticeni și nu pot să le las deoparte. Un alt proiect important este zona medicală și aici vorbesc de finalizarea spitalului, chiar dacă actuala administrație va face toate demersurile posibile și am văzut chiar în săptămânile trecute pe aici, pe la Bucovina TV, pentru că amenințau că dau statul în judecată dacă nu le dă bani pe ultima sută de metri să termine spitalul. Eu vreau atât să le spun, să citească povestea Greierle și Furnica. Este un răspuns pe care dau 8 ani ce au făcut. Acum joacă dacă poți. Eu cred că pentru mine este un proiect de maximă importanță. Avem spitalul, avem calitatea serviciilor medicale, avem, și aici vorbesc de policlinică, de clinică, de timpii de așteptare. Trebuie să găsim soluții împreună cu managementul spitalicesc și pe această direcție. Un alt punct important este cultura, pentru că noi nu avem multe rezerve din care să facem bani în administrația locală fălticiniană. Cultura este, cred că, cel mai mare punct pe care trebuie să-l promovăm, să facem turism cultural, să promovăm. Avem Muzeul Irimescu, singurul muzeu de colecție de autori din România, avem Muzeul Sadoveanu, avem Galeria de Oameni de Seamă, care trebuie puse pe harta României. Gândiți-vă că în Fălticeni nu există un indicator mare de la intrarea în Fălticeni, din oricare direcție, cu Muzeul Irimescu. Sunt atâția de mulți turiști au tranzitat, știm foarte bine din ziar, peste 500 de mii sau Da, aproape 600.000. da, 600 de mii Suceava și nu au intrat în Muzeul Irimescu. Nu știu ce înseamnă acest lucru. Cei mai mulți care au trecut pragul muzeului au fost elevii din școlile și liceurile din Fălticeni, ceea ce nu este corect.
trebuie să abordăm. Și apoi zona de agrement. Dacă vrei să ieși într-un weekend cu familia, nu ai une. În afară de barurile de pe centru și zona de păcănele, cum o numesc tinere de astăzi, nu ai unde să te simți bine cu familia, atât cu adulții cât și copiii. Trebuie să investim în zona de agrement, pentru că oamenii muncesc zi de zi și la sfârșit de săptămână trebuie să găsească și un timp de relaxare, dar nu au unde. Banul fălticineanului, în cea mai mare parte, este bine să fie cheltuit în Fălticeni, nu în afara lui. În felul ăsta vom învârti roata la Fălticeni. Și nu în ultimul rând, și aici vreau să pun accent, știm foarte bine că pilonii unei economii solide sunt oamenii de afaceri puternici. În Fălticeni avem o structură a afacerilor mici și mijlocii destul de bună, zic eu, dar nu avem proiecte mari, nu avem un parc industrial solid, pentru că există, avem toate premizele în care să putem aduce investitori în Fălticeni. Știm foarte bine, Fălticeniu a fost unul dintre orașele cu cea mai mare industrie din România și astăzi nu ai nicio o fabrică mare care să producă ceva, în care oamenii să lucreze în Fălticeni. În fiecare dimineață, și ăsta e un exercițiu de imaginație, dacă vreți să intrați în Fălticeni, vă simțiți blocat. Știi de ce? Pentru că fălticinenii părăsesc Fălticeniu, merg la lucru în afara lui. Merg în comunele din Cornul Lungii, Mălini, Baia chiar, în Suceava, merg la Iași, merg la Piatra Neamț sau la Târgu Neamț, ceea ce nu este normal. Asta este problema cea mai mare. Când vezi un ambuteiaj spre ieșire, asta este o problemă dimineața la 6, la 7, la 8. Da. Pentru mine ăsta este un lucru foarte important. Voi face toate demersurile să creez premizele unui mediu de afaceri concurențial solid. Cu siguranță oamenii să fie mai bine plătiți, oamenii să rămână în Fălticeni, tinerii să nu mai plece în afară, pentru că foarte mulți tineri, în general tineri, au părăsit Fălticeniu în ultimii 7-8 ani, sunt peste 5.000 de locuitori din statistici au părăsit Fălticeniu și asta arată că nu se regăsesc în Fălticeni, nu au ce face în Fălticeni și nu își pot întreține familie în Fălticeni, că până la urmă de aici pleacă. Dacă nu reușești să-și câștigi un ban cât de cât modest, ca să nu mă duc în alte direcții, nu ai ce căuta în Fălticeni. Toate aceste lucruri trebuie spuse la punct în primul mandat și o voi face fără să mă abad la această direcție. Pentru mine este da, da și nu, nu. Am înțeles, domnul Vasiliu. Domnul Constantin, deci, din prima zi de mandat, ce vreți să faceți? Încotro vă îndreptați. În prima zi de mandat, deci, cum spune și domnul Vasiliu, deci, problema principală a fi crearea locurilor de muncă. Deci, aducerea de investitori, crearea unor facilități pentru a putea să fie tentat să aduce pe teritoriul Comunei Baia, asta înseamnă taxe, bani la bugetul local și bani la populație. Da. Atragerea de fonduri europene accesată la maxim. Deci, în principiu, deci mi-aș aduce în primărie niște IT-iști, da, pregătiți pentru a accesa tot ceea ce se poate accesa fonduri europene pentru a putea și sprijinul către populație, persoanelor care vor să acceseze informare, ce trebuie să facă, o garanție, că mulți oameni ar accesa, dar le frică. Deci sunt oameni, mulți care ar vor să facă ceva, dar nu au consilieri, deci un om, n-au sprijin în administrație. N-au sprijin. Deci un om în primărie să fie pentru a da consiliere oamenilor care vor să facă, să investească, să facă o afacere. Să fie un fel de sprijin pentru mediul privat. Pentru mediul privat, pentru crearea locuri de muncă. Deci este foarte important acest lucru pentru o bună economie a tuturor. În rest, rețelele de canalizare. Gaz. Sunt gazul, deci am spus în emisiunea trecută, deci este foarte necesar pentru comunitate și ar fi chiar printre primele. Da. O problemă ar fi acum, nu știu exact, n-am informarea,
Deci cum vine tras, vine aerian sau vine subteran. Deci dacă vine subteran, iar va veni asfaltul bucățălit, care deja s-au cheltuit bani pe el. Și nu-i prea ok. Logic. Tocmai s-a vorbit despre acest lucru. Da. Domnul senator. Câteva precizări aș vrea să fac, pornind de la unele dintre cele spuse de colegii mei. În primul rând, subiectul de la Fălticeni cu centurile. Un subiect foarte important pentru județ. Noi în momentul de față știm cu toții, avem doar o bucată de centură funcțională la municipiul Suceava și există în construcție, în momentul de față, centura sau o parte din centura ocolitoare a municipiului Rădăuți. Rădăuți. Știm, mai avem 3 municipii. Da. Discutăm și de Dorna, discutăm și de, cum îi spune, de Câmpulung Moldovenesc, care au nevoie de centuri ocolitoare. Da? Dacă discutăm de zona de munte, putem lua în discuție și cazul orașului Gura Humorului. Până la urmă este cea mai importantă zonă turistică a județului și am constatat cu toții în ultimii ani că cel puțin în 3 momente importante din an aproape nu se mai poate circula și mă refer la sărbătorile pascale, la sărbătorile de iarnă și în principiu la perioada de concedii din vară. Da. Sunt din Gura Humorului, știu foarte bine ce spun. Este o nenorocire. Ăsta e și unul din motivele pentru care deja domnul președinte Gheorghe Flutur a făcut demersuri, a avut discuții cu domnul Bode, Lucian Bode, ministrul transporturilor, și deja se încearcă a trece la etapele următoare pentru fiecare din aceste localități. Adică acolo unde e necesar, de exemplu la Suceava, cealaltă bucată de centură, fonduri necesare pentru finalizarea de la Rădăuți, dar și începerea celor a celor centuri unde există documentație, cum e cazul Fălticenului, sau măcar demararea documentațiilor, a studiilor de fezabilitate în cazul Humorului. Lucru deja întâmplat. Și aș mai face o precizare aici. Lucru extrem de important. După dansul celor de la PSD și amânarea desemnării unui comisar european credibil, în sfârșit, în regim de urgență, la sfârșitul anului trecut, PNL-ul în relația cu Uniunea Europeană a deblocat acest lucru și știm foarte bine, avem comisar european din partea PNL-ului exact pe domeniul transporturilor. Inclusiv a început discuția și croirea principalelor direcții de acțiune între Ministerul Transporturilor și Comisia Europeană, în special cu ajutorul domnului comisar Vălean. Pentru că, spuneam mai devreme, am expus un plan de bătaie românilor și vrem să ne ținem de el. Și deja creionăm premisele ca în următorul mandat de 4 ani, când suntem convinși că putem ajunge la guvernare, să facem lucruri concrete. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, spunea domnul Vasiliu de una din marile probleme nefinalizate în municipiul Fălticeni, cea cu apă canal. În perioada 2008-2012, atunci când eram vicepreședinte al Consiliului Județean, Suceava, anumite lucruri s-au întâmplat din acest punct de vedere la Fălticeni. Era domnul Tofan la vremea respectivă primar, iar la nivelul Consiliului Județean am gestionat acea mare investiție de 100 și aproape 20 de milioane de euro exact pe componenta apă canal. De unde în municipiul Fălticeni s-au făcut investiții de peste 25 de milioane de euro la acea vreme. Evident, nu suficient. Pentru că știm, în relația cu Comisia Europeană, România trebuie să îndeplinească a un anumit grad de conectare atât la apă cât și la canal. Acesta este motivul pentru care, în faza a doua a sprijinului european pentru domeniul apă-canal, județul Suceava a semnat deja contract pentru un proiect de peste 230 de milioane de euro. O bună parte din acești bani vor fi investiți exact la municipiul Fălticeni pentru a închide acele cerințe europene, adică grad de conectare și la apă și la canalizare peste 90%. Indiferent dacă discutăm de cetățeni care locuiesc la bloc sau la casă. Da. Și aș mai face o precizare. Chiar dacă au trecut doar 3 luni de când există acest guvern la Palatul Victoria, acest guvern PNL condus de domnul premier Orban,
chiar dacă în aceste 3 luni, aproape 2 săptămâni, s-au pierdut cu sărbătorile de iarnă. Multe lucruri s-au întâmplat, multe lucruri. Și știm foarte bine, la început, acele hotărâri de guvern pentru rectificări bugetare, absolut necesare, știindu-se faptul și am și prezentat, dar este bine să reamintim, 5 miliarde de lei neplătiți la TVA, afectați agenții economici. 5 miliarde lei lucrări neachitate la PNDL, unele dintre ele de aproape un an de zile, afectați agenții economici, comunități locale. Aproape 1 miliard și 200 de lei bani neplătiți la concedii medicale, afectați evident cei din domeniul economic privat. Ori și prin acele acțiuni am dat semnalul cam ce își dorește PNL-ul și guvernul PNL. Adică deblocarea activității economice, acea deblocare care să permită acele colectori la buget care să facă posibilă plata tuturor obligațiilor statului. Că știm, în 3 ani de zile, cei de la PSD s-au priceput să îndatoreze statul prin măriri de salarii și pensii absolut necesare, dar fără ca în paralel să se îngrijească să existe resurse și resurse pe termen lung, nu pentru moment. Pentru că știți, pe moment, în loc să lase anumite entități economice, e drept de stat să poată să se dezvolte, au luat anticipat profituri de la întreprinderile de stat, pentru că nu aveau lichidități. O bombă care stătea să explodeze și au făcut lucrurile astea, evident, pentru un scop electoral și al doilea, pentru a amăgi românii. Au încercat ei să amăgească Comisia Europeană și s-au amăgit și pe ei însăși că respectă acea prevedere de deficit sub 3%. Da. Ori n-am acceptat lucrul ăsta din punct de vedere a unei abordări de guvernare și am spus nu, trebuie plătite toate datoriile, trebuie dus deficitul prin împrumuturi acolo unde, din păcate, ne-a lăsat PSD-ul, trebuie să spunem lucrul ăsta românilor, trebuie să spunem comunității europene și, evident, din acel moment încolo să propunem o altă viziune. Exemplele date cu povestea cu transporturile, cu povestea pentru apă canal, chiar spune lucrul ăsta. Aș mai da un exemplu la nivel de județ și a spus-o domnul președinte Flutur zilele trecute. Bugetul Consiliului Județean pe acest an, care este cu 40% mai mare decât cel de pe anul trecut, se concentrează în proporții de peste 50% exact pe investiții. Ori la capitolul investiții, față de 2019, în loc de 100 de milioane de euro, sunt în discuție aproape 350 de milioane de lei pentru investiții în județul Suceava. În aceste 350 de milioane de lei investiții pentru 2020 sunt incluse și ce spuneam, investițiile din apă canal în tot județul, dar și din municipiul Fălticeni. Vorbim de abordare și am mai făcut un lucru și l-am făcut în ideea în care am și promis lucrul ăsta. Am spus așa, bun, vine și ne-a adus PSD într-o situație dezastroasă. Începem să dăm semnalul în primul rând cu cei care sunt beneficiarii sistemului de stat, adică cu demnitarii. Blocăm tot ce înseamnă, chiar dacă am reușit și s-a mărit salariul minim pe economie, așa cum spunea legea și cum de multe ori cei de la PSD au încălcat-o în cei 3 ani de zile, chiar dacă mărim salariul minim, pentru că toate salariile demnitarilor erau și sunt legate prin legea salarizării de salariu minim, am decuplat lucrul ăsta și am spus, le înghețăm la nivelul decembrie. Primul semnal de austeritate trebuie să vină din partea celor care sunt demnitari, începând cu miniștrii, parlamentari și așa mai departe. Da. Și se discuta de un alt subiect, că până la urmă despre asta ar trebui să discutăm, despre ceea ce așteaptă oamenii. Exact. Gazul metan. Da? Da. Într-o țară în care doar 40% din populație își rezolvă problema de încălzire și de a găti cu gazul metan, în condițiile în care noi avem resurse neexploatate în platoul Mării Negre, e prima acțiune pe care trebuie să o întreprinzi. Ăsta e și motivul pentru care ministrul de resort, dar și primul ministru au discutat deja la Comisia Europeană pentru nou ciclu de finanțare europeană 2021-2027 să putem, să poată administrațiile locale accesa fonduri europene pentru a realiza acele rețele de distribuție. Discutăm de principalele magistrale care să străbată localitățile și să treacă pe la poarta cetățenilor, urmând ca fiecare în parte să decidă dacă se vor conecta sau nu. Am dat exemple care
Susțin ce spuneam într-una din primele părți ale emisiunii. Încercăm să ne ținem de cuvânt, chiar dacă timpul este extrem de limitat. Și să înțeleagă românii că suntem serioși, vrem să facem ce ne-am propus atât la nivel național, dar și la nivel local. Ăsta este motivul pentru care am început din timp să ne căutăm oameni destoinici din aceste localități și să le dăm posibilitatea cetățenilor să le încredințeze lor administrarea acestor localități, de așa manieră încât în primul rând să recupereze decalajele cu localități similare din județ și de ce nu să aducă o asemenea dezvoltare în aceste localități încât să motiveze mare parte din românii plecați la muncă în străinătate exact din aceste localități să se poată întoarce acasă. Da. Ăsta e scopul nostru într-un final. Exact, ne apropiem de finalul emisiunii. M-aș întoarce la domnul Constantin. Foarte scurt, în 30 de secunde maxim. Ceea ce vă propuneți poate fi realizat pentru Comuna Baia? Categorică, da. Altfel n-aș fi... Există soluții? Există soluții lucrând la mentalitatea oamenilor care trebuie schimbate. Deci, întotdeauna, deci... Și o vorbă care circulă. Așa popor, așa conducător. Deci nu sunt vinovați numai aia care ne conduc. Vinovați sunt și aia care deci văd anumite lucruri și nu și le apără. Deci nu și apără drepturile. Nu reacționează. Nu... Deci cu siguranță deci văd realizarea 100% ceea ce... Veți găsi sprijinul necesar? Da. Deci am certitudinea că voi găsi, voi căuta să cooptez oameni cu calitate umană, deci nu neapărat să aibă o experiență din mers. Din mers. Da, oameni care pot să-și țină cuvântul și să le facă pleacă dreptate. Dreptate. Domnul Vasileu, aceeași întrebare. Ținând cont că, după cum am spus mai devreme, avem o echipă care poate aduce valoare din prima zi de lucru și cunoscând toate sursele de finanțare, adică fiecare proiect pe care îl vom avea în strategia de dezvoltare a orașului, trebuie să-i cunoști și obârșia de unde, cu ce îl poți face, cu ce categorie de oameni, cu ce firme, cu ce fonduri, fie ele structurale, fie ele europene. Cunoaștem toate aceste dedesubturi, știu ce am pus acolo și cred că în primul mandat va fi o reușită. Eu îmi doresc ca Fălticeniu să devină cu adevărat poarta de intrare în Bucovina pe care să o reprezinte cu mândrie. Eu cred că avem tot ce ne trebuie pentru a face acest lucru la Fălticeni și cu siguranță peste în 2024 Fălticeniu sub o administrație liberală va arăta altfel și trebuie să arate în primul rând oamenilor că se poate și aici vorbim și de mentalitate, vorbim și de dezvoltare și de modernizare și de investiții care cu implicare și cu devotament, cu transparență, cu credință și vorbim de valori umane expuse de colegul meu, credința, cei 7 ani de acasă, respectul față de părinți, de familie, de dascăli, față de muncă și meserie și nu în ultimul rând respectul în generații trebuie să primeze. Cu toate aceste lucruri putem face un lucru frumos la Fălticeni. Și ajung la domnul senator, maxim 2 minute, domnule senator. Eu aș spune în felul următor și încerc să fiu cât de concis posibil. Ionel Vasiliu, Cristi Gogu, sunt 2 oameni, membri ai echipei lui Gheorghe Flutur. Le spun în general sucevenilor, dar în special locuitorilor din municipiul Fălticeni și din Comuna Baia. Să știți că alegerea a fost foarte bine făcută. Să știți că cei care administrează localități și sunt parte a echipei Gheorghe Flutur muncesc, au muncit și vor munci de așa manieră încât tot ceea ce au promis să se întâmple. Este o garanție pentru locuitorii de acolo că ce așteaptă în unele cazuri poate de 10 de ani, într-un mandat, se poate întâmpla. Evident! Discutăm de democrație și de vot. Fiecare este liber să aleagă ceea ce își dorește. În măsura în care vom reuși în perioada următoare să convingem oamenii că și la nivel local vom face ceea ce spunem prin reprezentanții noștri, eu sunt convins că atât la Baia cât și în municipiul Fălticeni se poate schimba conducerea administrației locale și se pot
întâmpla și realiza acele lucruri așteptate, așa cum spuneam, în unele cazuri poate de zeci de ani. Mulțumesc pentru participare, domnilor, atât pentru astăzi, domnilor și domnilor. Rămâneți în continuare cu știrile Bucovina TV. Numai bine!